Este viscol în vârf de munte. La Rânca, rafalele de vânt împrăștie zăpada, însă momentan nu pune problema circulației în zonă. Drumarii acționează de zor, mai ales că a fost emisă o atenționare meteorologică de vreme rea. Pe DN67C, în special în zona de creastă, în apropierea localității Rânca, vântul suflă cu putere, antrenează zăpada depusă în zilele trecute. Momentan nu sunt precipitații, dar avem un cod galben de vânt puternic și precipitații în zona montană. Echipajele districtului Rânca patrulează permanent pentru a se asigura că zăpada purtată de vânt nu se depune pe partea carosabilă și că nu sunt participanți la trafic surprinși cumva în acest viscol, fapt ce le-ar pune cu siguranță viața în pericol. Weekendul trecut, turiștii s-au bucurat de vreme bună. Din păcate, aglomerația din zonă ducând la blocaje.